La noapte cerul va fi variabil, cu norări mai accentuate în sud-estul și vestul țării, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab și moderat. În zonele de deal și depresionare, pe arii restrânse, va fi brumă. Izolat vor fi condiții de ceață. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 3 grade în estul Transilvaniei și 9 grade pe litoral. În București, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 5-7 grade. Mâine vremea va continua să se încălzească în cea mai mare parte a țării, dar valorile termice diurne vor fi în continuare mai scăzute decât cele normale perioadei. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate în jumătatea de vest a țării. Vor fi averse mai ales după amiaza și seara, în Banat, Crișana și Maramureș și pe arii restrânse în Oltenia și Transilvania și izolat în rest. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane și pe litoral. Temperaturile maxime se vor situa între 12 grade în dealurile de vest și 21 de grade în lunga Dunării. În capitală, vremea va continua să se încălzească, dar valorile termice diurne vor rămâne sub normele perioadei. Cerul va fi variabil, cu norări mai accentuate spre seară, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 19-20 de grade. La munte, cerul va fi temporar noros și, îndeosebi, seara și noaptea vor fi averse. Izolat, mai ales în Carpații Occidentali, se vor înregistra cantități de apă mai însemnate. La altitudini mari, precipitațiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab și moderat, unele intensificări pe creste. Temperatura aerului va fi în creștere ușoară. La mare, vremea se va încălzi. Cerul va fi variabil, cu unele norări după amiaza, dar și în a doua parte a nopții. Îndeosebi, în timpul nopții va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare ziua. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 17 grade, iar cele minime vor fi de 11-12 grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 13 și 15 grade.